Trei bărbați cu vârste cuprinse între 28 și 34 de ani, toți din București, coborau de la cabana Caraiman spre Bușteni, unde aveau parcată mașina, când în cale le-a apărut un urs. Pentru că s-au temut să mai înainteze, au solicitat sprijinul jandarmilor montani. Aceștia au intervenit pe traseul Jepi Mici pentru îndepărtarea ursului și acordarea de sprijin grupului de turiști. Haideți ușor, așa e. Aici ieșim deja din traseu. Persoanele au fost preluate și coborâte în siguranță în orașul Bușteni. În ultima săptămână, jandarmii montani au intervenit la 7 solicitări pentru îndepărtarea unui număr de urși pe raza localităților Bușteni, Azuga și Telega. Jandarmii au fost solicitați ulterior și pentru 2 tineri de 14 și 18 ani din Buzău, care au suferit o toxinfecție alimentară. Aceștia încercau să ajungă la Babele prin Valea Jepilor, dar la jumătatea traseului li s-a făcut rău. Părinților au cerut imediat sprijinul salvamontiștilor și echipajului de jandarmi. Lans, uite, uiți unde pășești. Cu grijă, încet. Fără grabă, da? Acolo te uiți, te ții de lanț. Foarte bine și te țin și eu, te asigur. Acțiunea s-a terminat cu bine, iar cei doi au fost duși de salvamontiști la ambulanță și transportați pentru îngrijiri la unitatea de primiri urgențe din Sinaia.